Violența în școli este un fenomen care a luat amploare în ultima perioadă. Chiar în această săptămână, doi elevi de la liceul Traian Vuia au decis să-și rezolve problemele cu pumnul. Unul dintre ei a fost exmatriculat, iar un altul este și acum internat în spital și va fi supus unei intervenții chirurgicale. În acest context, reprezentanții Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj au organizat vineri simpozionul național Exemple de bună practică în prevenirea și combaterea violenței din mediul școlar. Încercăm să identificăm cauzele care au dus la acel comportament. Identificând cauzele, putem acționa și asupra acestora. Și prin rezolvarea acestor probleme, e prea mult spus, să zicem, dificultăți în care se află elevul, încercăm să se diminueze comportamentul care nu e dorit. Care sunt cele mai frecvente cauze care duc la un astfel de comportament? Cele mai frecvente, putem să spunem că imaginea de sine care este scăzută a copilului, și apoi mediul familial. Nu am putea să spunem niciodată că violența nu mai există. Ea n-o să ajunge la acest rezultat, să spun, peste noapte. Nu există în momentul de față, da? Spunem nu. În același timp, noi ce facem? Intervenim. Intervenim prin intermediul acestor proiecte, acestor activități, în unitățile școlare unde s-au implementat asemenea proiecte, da, într-adevăr putem spune că au existat rezultate pozitive. Din păcate, mulți tineri încă mai aleg să-și rezolve conflictele prin violență. Ceilalți elevi sunt nevoiți frecvent să fie părtași la acte de violență între colegi. Pune-mi, te rog, la tine în școală, există violență între elevi? Da, mai există. Se mai ceartă, se mai bat, se mai înjură. Ești de acord cu un astfel de comportament? Nu sunt nicio formă. Ce părere ai despre violența în școală? Se cam practică în multe școli. Nu este o alegere bună pentru că se poate duce la lucruri mult grave. De ce crezi că apelează elevii la un astfel de mod de a-și rezolva problemele? Pentru că nu au altceva de vorbit. Nu știu, să ia alegerea cum vorbirii, să vorbească respectos. Violența este o problemă ce nu poate fi rezolvată ușor. Există de mult timp și, la fel, poate fi rezolvată doar în timp, prin exercițiu cu elevii și insistență. Reprezentanții Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj spun că vor mai organiza și alte activități pentru combaterea violenței în școli.